Inspectoratul General al Poliției Române derulează la nivel național campania Neglijența invitație deschise la furt, care vizează informarea cetățenilor cu privire la măsurile de siguranță pe care trebuie să le adoptăm în vederea prevenirii furturilor din locuințe. În județul Mureș sunt angrenați, pe lângă polițiștii compartimentului de analiză și prevenirea criminalității, lucrători din structurile de ordine publică, siguranță publică, proximitate, purtătorul de cuvânt și structurile de poliție locală. Până în prezent, peste 1500 de mureșeni au fost informați în mod direct cu privire la problematica furturilor din locuință, aflând cauze și factori favorizanți, dar și modalități de prevenire în cadrul celor 26 de acțiuni organizate. Activitățile din cadrul campaniei vor continua până în luna septembrie acestui an. Iată care sunt principalele recomandări pe care oamenii legii ni le fac pentru a nu ajunge victime ale hoților din locuințe. În primul rând, să închidem ferestrele și ușile de fiecare dată când plecăm de acasă, pentru că 1 din 4 furturi sunt favorizate de neglijența proprietarilor, lăsând o portiță deschisă pentru hoți. Dacă stai la parter sau la etajul întâi, montează grilaje la toate ferestrele. Escaladarea geamurilor e un mod frecvent de operare, iar forțarea acestora face accesul în locuință extrem de ușor. Locurile secrete în care lași prietenilor apropiați cheia apartamentului, precum ghiveciul cu flori sau preșul de la intrare, nu sunt așa de secrete precum crezi. Astfel de metode te fac vulnerabil în fața furturilor. Nu ține sume semnificative de bani lichizi în casă. Sunt pe primul loc în preferințele hoților, urmate de aparatura electronică. Indiferent de pretext, nu le oferi persoanelor necunoscute informații despre tine sau despre vecinii tăi, nici despre bunurile deținute, nici despre programul lor de lucru. Nu permite accesul în locuință străinilor care pretind că reprezintă instituții, dar nu se pot legitima în acest sens. Pentru Jurnal de Reghin, Marcela German și Șebeșișu Tosobolci.